Organizația de la Giurgiu a Partidului Social Democrat l-a primit în rândurile sale pe Valentin Adrian Iliescu. Alegerea politicianului de a se alătura filialei de la Giurgiu a fost anunțată astăzi în conferința de presă săptămânală a PSD. Valentin Iliescu a declarat că se va folosi de relațiile pe care le are în mediul privat în identificarea de investitori. Acesta a mai spus că nu vine pe poziție de militant de partid și își dorește să vină într-o echipă bine sudată. Cu acordul conducerii centrale, am revenit la Giurgiu tocmai pentru că mă simt dator după perioada 2007-2009, când am activat politic în Giurgiu, să vin și să mă implic, considerând că județul are multe nevoi, multe probleme și mai mult decât atât, considerând că experiența pe care am acumulat-o ca un politic, ca ministru, ca deputat în 3 mandate, alături de domnul senator și de întreaga echipă a Partidului Social Democrat, poate să genereze proiecte și resurse importante pentru județul Giurgiu. Valentin Adrian Iliescu este cunoscut giurgiuvenilor de pe vremea în care conducea filiala județeană a PDL. Politicianul are cam 5 ani de când n-a mai avut legătură cu județul. Acesta a fost deputat timp de 3 mandate. În 2012 a fost exclus din rândurile PDL. În același an, politicianul s-a înscris la PSD, pe care l-a părăsit în anul 2003 pentru Democrat Liberali.